Colegiul Tehnic din Câmpul Lung a fost în această dimineață gazda fazei municipale a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, competiție pentru elevii de gimnaziu și liceu. Astfel, instituțiile de învățământ din municipiu i-au trimis la concurs pe cei mai reprezentativi dintre elevi, sperând într-o evoluție bună a acestora și, evident, în calificarea în fazele superioare. Astăzi, 15 decembrie, final de an și final de sezon competițional pentru Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Ne-am întâlnit la Colegiul Tehnic din Câmpul Lung pentru desfășurarea fazei municipale a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la șah, atât pentru gimnaziu cât și pentru liceu. O competiție care a adus mulți jucători la start, mai mult decât la edițiile anterioare, lucru care ne bucură extrem de mult, că șahul, sportul minții, capătă un loc din ce în ce mai important în gimnaziile, respectiv liceele din municipiul nostru. Competiția este extrem de echilibrată și suntem convinși că pentru faza județeană se vor califica cu adevărat cei mai reprezentativi elevi. Trebuie menționat faptul că la edițiile anterioare am participat la faza națională atât cu Elena Păuleț, care a reprezentat colegiul și județul anul anterior, iar acum 2 ani Teodor Nenel, cu tot de la Colegiul Național de Nicu Golescu, ne-a reprezentat cu cinste la Olimpiada Națională a Sportului Școlar categoria gimnaziu. Sperăm ca și anul acesta măcar unul din sportivii din Câmpul Lung să reprezinte județul la fazele naționale. Suntem în plină desfășurare după ce regulament se joacă acest concurs. Se joacă după regulamentul, după sistemul elvețian, din 4 respectiv 5 runde, atât pentru cei de gimnaziu cât și pentru cei de liceu. Cei de liceu fiind într-un număr mai mare, am optat pentru varianta de 5 runde. La final s-a tras linie, s-a adunat punctajul, iar elevii clasați pe primele 3 locuri în fiecare clasament s-au calificat pentru faza județeană ce se va desfășura în luna ianuarie la Pitești. Astăzi câștigători au fost Ana Simon, Oprea Iorgulescu, gimnaziu fete, Radu Manolache din Nicu Golescu, gimnaziu băieți, Elena Păuleț din Nicu Golescu, licee fete și Teodor Nedelcu din Nicu Golescu, licee băieți.